Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la chestiuni de lămurit. Astăzi vom încerca să lămurim o problemă a pasiunilor. Din acest motiv am venit în acest muzeu Constantin Draxin. Am venit în singurul muzeu particular din județ, unul din puținele din țară, cred. Dar astăzi nu vom vorbi despre muzeu, ci vom vorbi despre pasiuni. Și vom vorbi cu unul dintre cei mai pasionați globetrotări din lume, domnul Gheorghe Iavorinciuc. Bună ziua, domnule! Bine ați venit la noi! Sau bine am venit noi! Bine că ați venit voi și n-au venit alții. Unii colecționează timbre, alții colecționează mașini, alții colecționează arme, dumneavoastră colecționați kilometri. Cum se numește pasiunea asta pe care o aveți noastră? Pasiunea de a merge și de a vizita cât mai multe locuri. Da, știam că întrebarea dumneavoastră e foarte simplistă. Puteați să întrebați un drumar câți kilometri face. Pe mine mă pasionează înțelepciunea și cunoașterea. Da. Întrebarea mea era cum se numește pasiunea? Pasiunea mea se numește dragul de înțelepciune și dragul de cunoaștere. Pentru că orice am face noi în viață, dacă nu ești înțelept, se duce totul de râpă. Puteți să aveți zeci de mii de kilometri și te duci, cum era învățământul nostru mai târziu, să puneau părinții, te duci vită sau te duci bou și te întorci vită, dacă nu reușești să prinzi ceva. Pasiunea mea este faptul că aici unde locuiesc, unde trăiesc și în anii care mi s-au dat, chiar puțin am surprins din lumea asta, pentru că fiecare a avut neînțelepciunea, nepriceperea, neeleganța față de mine. Și m-a făcut așa un tip foarte mărunt, inclus într-o conservă, care știu câte conserve sunt la un magazin sau un supermarket, ce culoare are și pe ce rac, și să-mi satisfac doar nevoile mele viscerale și nu cele de înțelepciune. Adică eu când mă uit la mine, mă simt foarte prost. Bine, mă rog, este o părere. E o certitudine pentru mine, pentru că cu cât umbli, înveți și atunci devii mai deștept, da. Mai înțelept, da. Harnic cu dragostea față de tine. Eu sunt învățător, ca să continui eu. Nu puteam să le dau, ce unelte să le dau copiilor mei care erau la casă de copii și nu aveau nicio resursă materială ca ei să poată reuși în viață. Și nu le-am dat decât resursa minții. Poate să-ți ardă casa, poate să totul, să n-ai copii, să n-ai familie, dar cu înțelepciune poți să renaști. Ca și pasărea Phoenix, câteodată, cum va renaște o țară vecină nouă și cum au renăscut toate țările din lume, doar cu puterea minții tale. Iar e foarte greu să pătrunzi în puterea minții, pentru că foarte puțin se practică în aceste momente elegante, așa, simfonia creșterii capacității intelectuale. Da. Dar e nevoie neapărat de creșterea capacității intelectuale? De ce vă spun? Dacă nu se poate și fără? Deci, dacă vreți să vă spun, eu sunt învățător și la un moment dat, în 1989, am fost învățător emerit. Pe România erau 8 de tipul acesta. Și eu totdeauna făceam comparații între cunoștințe, cunoaștere și știință. Școala bombardează cu foarte multe cunoștințe, ca și cum ți-ar face conserve și ar umple tot beci cu conserve, cu fructe, cu legume și la urmă, când a ieșit, copilul nu știe să facă niciun borș cu ele. Și de acolo, ajungând la timpul ăsta, ajungem la analfabeții funcționali, pentru că nu știm nimic. Deci noi totdeauna trebuie să avem grijă, cu drag și cu eleganță, când îi transmitem ceva cuiva, să avem grijă ca el să folosească la ceva cunoștințele respective. Și eu sunt așa un tip neelegant cu mine, încât chiar și la vârsta asta care o am, că e 65 de ani de viață totuși, mă simt extrem de strâmtorat într-o lume care nu-mi oferă aproape nimic lumea înconjurătoare. Oriunde aș merge, orice cultură aș aborda, orice tematică aș aborda, nu ai nici măcar 1% din cei ce mă înconjoară posibilitatea să transmiți anumite noutăți cei pe lume. Nu interesează pe nimeni. Interesează dacă a crescut prețul, dacă a scăzut prețul, dacă s-a făcut o bordură, dacă cine mai este nou, ce partid mai este. Atât. Gândași de Colorado, stropiți cu dulceață de nucă. Hai să revenim la tema noastră, să vorbim despre pasiune. Înțeleg că
pasiunea asta de a merge înseamnă în fond, în fapt, dorința de dezvoltare personală, dorința de autoperfecționare. Hai să o luăm de la început, să facem o poveste frumoasă. Când a început și cu ce, unde a fost primul loc sau momentul când s-a declanșat această dorință acerbă de a umbla, de a vedea lumea, de a merge peste tot? Eu cred că s-a declanșat ca la orice om, pasiunea asta de a vedea, de a cunoaște lumea, la orice om se declanșează până ce începe școala. Pentru că începând, odată cu intrarea în școală, copilul este estompat și trebuie să devină așa uniformizat, să zică sărmâna și să treacă mai departe fără o capacitate personală. Individul este fabulos, individul este, se regăsește, trebuie să se redescopere, trebuie să vadă o lume diferită a lui, nu trebuie să intre într-o normalitate pentru ceilalți. Am trăit în comunism. Comunismul asta mi-a dat. Și să vă spun de când mi s-a declanșat mai acerb. Eu, de fapt, sunt născut în Bucovina, într-o enclavă după trecerea istoriei. În Bucovina știți că locuiesc 13-14 naționalități, dar ele nu se mai cheamă naționalități, ci vecinul meu polonez, vecinul meu german, vecinul meu englez, vecinul meu rus, vecinul... Și noi ne împrumutăm totdeauna unul de la celălalt, ne împrumutăm cunoaștere. Chiar și aici la mine, în casa muzeu, am un tablou cu Sfântul Bartolomeu, în care, franciscan el de fapt, în care românul, vecina mea, că românca, a împrumutat un tablou, că noi nu aveam tablou să ne rugăm și ei aveau, de fapt, pentru copii să se roage. Deci, tocmai de acolo, să zic, capacitatea mea de a vedea lucrurile altfel, pentru că în zona respectivă m-am născut altfel. Vă spun, pe vremea noastră, de mult, imnul României era 3 culori. Și cum eram eu copil mic, așa, ca un bunghe mic, și am intrat în școala românească și trebuia 3 culori, cunosc pe lume. Hei, Doamne, cum 3 culori? Roșu, galben și albastru, dar eu mai știu verde, dar eu mai știu maro, dar sunt atâția portocaliu, așa-i curcubeu mare în lume, eu să rămân la 3 culori? M-a șocat chestia asta și de atunci știu că ceea ce mi se transmite este cumva eronat. Și pasiunea asta există în fiecare om. Trebuie să se lipească de ceva, trebuie să se întâmple ceva, trebuie să ajungă la o linie din care să fii pasionat în primul rând de matematică, să fii pasionat de el, să fii pasionat din gândăcel. Nu să-i dea șut un fund la gândăcel, trebuie să fii pasionat, noi ne naștem extrem de pasionați. Dar mama nu ne dă voie să mergem în noroi, că el e murdar. Dar nu e pasionat de cunoașterea pământului, a plantelor, a ierbii. Toți fugim de ploaie când e frig. Dar nu suntem pasionați să cunoaștem fenomenele naturii. Nu? Suntem, și așa devenim niște petroaie de caldărâm, să spunem, bordurile unui oarecare politician. Da, eu înțeleg treaba asta, pentru că și eu am trecut prin acest fenomen al școlii, al uniformizării școlii și al introducerii doar a unui segment de preocupări pe care trebuie să le învăț. Acumularea de cunoștințe fără o utilizare imediată și practică. Dar revenind la pasiune, pasiunea asta, credeți că dacă copilul ar fi lăsat și ar fi stimulat să își dezvolte pasiunile, credeți că ar scădea numărul de analfabeți funcționali? Eu cred că așa. Suntem niște cadavre, fără pasiune, suntem niște cadavre de mașini cărora le lipsește motorul. E faină, nu? Da, acum hai să... Acum să vă spun mai departe cu uniformizarea. Eu sunt ultimul, poate, european sau ultimul care am petrecut Revelionul în Coreea din Nord. Da, știu. O să vorbim. Și dacă vorbim de pasiuni, hai să vorbim. Și de uniformizare, vreau să vă spun că am fost în foarte multe locuri unde e fixă uniformizare și acum vedem că sunt stadioane cu 200.000 de locuri în Moscova, practică magia războiului și laudă lui, laudați-o. Și dacă mergeți în Burkina Faso, unde am fost eu, omul e primit ca și cum ar fi un dar de la Dumnezeu. Eu eram idol printre ei. Eram darul de la Dumnezeu, cel alb. Vai, odată cu sosirea ta, înseamnă că ne va fi bine. E un semn de la Dumnezeu să se întâmple așa ceva. Deci pasiunea lor, când văd pe cineva nou, să respire toate cu tine, să afle cunoaște. Și când le spuneam,
Dar de unde vii? Din Europa? Vai! Și unde ai mai fost? Când le spun că a fost aproape în 150 de țări, ei chiar mă cred trimisul lui Dumnezeu, pentru că n-au ieșit dincolo de bariera lor pasională și au dezvoltat pasiunile în zona lor. Și să vă spun, diferențe de secole există, dar diferențe de modalitate, de pătrund, de a vedea lumea. La noi a trecut războaie, pe la ei n-au trecut războaie, pe la ei a trecut foamete. Foamete e foarte gingașă cu omul, chiar e plăcută. Pentru că te înveți să mănânci cu 10% mai puțină carne, să nu prețuiești numai dulceață de rozmarin sau altele. Înseamnă că trăiești într-o lume. Iar în triburile de la Mato Grosso, acum sunt foarte pasionat de Mato Grosso, de când am venit pe lume, am văzut un oricare Mato Grosso pe vremea Ceaușescu, am visat să ajung acolo. Și în triburile din Amazon, așa sunt de liniștiți oamenii, peștele, e sfânt pentru ei, mângâie peștele, le iau cu numai pe care trebuie. Și în Africa sar, deci în Africa, fiind copaci mulți, să zic, dar în sate, n-au voie să tai un copac. Ei culeg crengile uscate ca și cum am culege noi frunzele. Am rămas blocat. Cum nu trăiesc copacii? Dar nu-i voie. Numai creanga și crengile care le au, pe alea le folosesc la foc. Nu tai copacul. Copacul produce. Este singurul care ne întreține familiile. Ei, de ce să nu am pasiune pentru asta? De ce să nu fiu un motorul ăsta? Și de ce să nu fiu motor pentru ceilalți care mă ascultă? Ne-am întâlnit cu un coleg alaltă ieri. Zice, măi, când te-am auzit pe tine și te-am văzut, tu ești, de fapt, un mod de iluminare pentru mine. Chiar dacă el face gym, nu știu ce, se pregătește cu mușchi, cu chestiile noastre care există, societatea noastră, sportive, când auzi că este un alt mod, deci nu i s-a oferit ocazia să vadă, nu i s-a oferit ocazia ca cineva să-i spună, să aibă curajul la mine, curajul acesta, eu am venit din Ucraina. Alaltă ieri m-am întors din Siria. Am fost în război, am fost în Coreea de Nord, am fost în Afganistan după 2 săptămâni au plecat americanii. De 2 ori am fost în Afganistan. Am fugit din război din Etiopia. Se trăgea asupra mea, ardeau casele, 1000 de case ardeau. Și eu am fugit. Curajul ce înseamnă? Oricine trebuie să aibă curaj să meargă la școală, în primul rând. Să se apuce de matematică, de cunoaștere, de știință, ăla-i curajul. Și cumul acesta de curaj pe care le primești în timpul școlii, în timpul întâlnirii cu ceilalți, îți dă curajul cunoașterii vieții. Și atunci cunoști, eu cum apar, mă întreabă, dar tu ce limbi vorbești acolo în trib? Eu vorbesc, să zic că am învățat de vreo 5 ani engleză, rusă, o știu, franceză cât de cât, iar restul... Semnele, mâinile sunt foarte utile. Nu numai utile. Mâinile, noi vorbim de la creier la creier, eu când mă uit în ochii tăi, tu deja știi, mă vezi pe față că-s flămând. Și mi-aduce, în primul rând, mi-aduce ceva. Oamenii te primesc pe tine ca un dar și încerc să înveți lucrurile acestea. Eu iar vreau să vă fac o legătură între ce limbă vorbim noi și cum se practica. De fapt, imperiul ăsta, acum trec la imperiul acesta care este, știm noi despre Rusia, Rusia a avut două mari dinastii, monarhii. A avut una, este a Ruricilor, și Rusia, de fapt, a fost condusă 400 de ani de către vikingi. Sau va regi. Ăștia au fost regi și după aceea tot germanici, romanovi au trecut din Germania și au trecut mai departe. Ei, de ce nu vorbesc slavii varega? Pentru că respectul atât de mare al conducătorului este față de populația care le aduce bunăstare, de fapt care prășește, încât eu învățam limba celor de jos. Așa și ei când ajung în Africa, în Burkina Faso, în Mali, unde sunt războaie, unde sunt alte confruntări de orice tip, acolo ei mă primeau ca pe cel căruia trebuiau să-i dea ceva, să-i ofere. A dormi la ei, incredibil. Există. Nici nu știu ce înseamnă să te primească în ospeție. Dar păi dorm, Gheorghe. Dar păi dorm, de ce să-ți iau bani? Dorm lângă mine, noi dormim, când dormim închidem ochii. Nu trebuie să plătești pentru așa ceva. Aș vrea să povestești ceva despre Etiopia și despre, mai ales despre acel fabulos moment când noaptea ei nu ies pe stradă. Deci e altfel. Timpul în Etiopia este măsurat altfel. Ei au 13 luni, merg după luna plină și se mai adaugă câteva zile. Ziua are numai 12 ore. Dimineața când răsare soarele, este o oră. Eu am spus 1. 0 nu există. De ce să existe 0? De ce să folosească ei 0 când nu-i? Și atunci de la 1, ora 1, spre seară, să zicem ora 12, iar noaptea nu mai e de sore. Dar de ce să avem ore când noi dormim?
Nu e necesară în triburi, în activitatea asta pe care o desfășoară. Ei nu era necesară. Și mai ales ei au făcut foarte multe, cunoșteau cerul, erau călători și foarte multe. Ce să mai extind pe zona ceasului sau a orei, că pentru mine era tot una. Mai mult, înțelegerea între triburi era foarte importantă, pentru că acolo pentru o vacă, ca și spre exemplu acum când i s-a întâmplat, dacă cineva îi omoară o vacă sau îi pupă o fată din tribul celălalt, îi dau foc la casă. De aceea au dat foc la case și am fugit la 1000 de case, din cauza că zice că unul i-a furat o vacă. Deci acolo e gândirea Facebook un pic primară, da, adică n-ai respectat o regulă, te-am ras cu totul, știi, cumva, în sensul acesta. Dacă care e diferența, vorbim de resurse, pentru că războiul, în general, acolo e pornit de la resurse pentru supraviețuire. Care e diferența când unei familii furi o vacă și izbucnește război între două familii, sau unei țări îi rupe o bucată din ea și izbucnește război între două țări? E același lucru, nu? Cred că da, pentru că este mai ales să ține, adică, de principii. Voiam să spun că ai zis că e medieval, e primitiv. Da. Primitiv se comportă și acum. Da, dar în esență noi suntem cu mult mai evoluați decât ei, că până la urmă și noi avem război acum, în 2022, în cel mai educat loc. Totdeauna m-am ferit să fac comparații evoluați sau neevoluați, pentru că nu, cuvântul acesta ar trebui să lipsească întru totul. Pentru că este, totdeauna ar trebui să nu există evaluare, ci autoevaluare, cumva într-un nume sens, sau evoluție, știi, da. Te ziceai, vorbeai despre evoluție. Evoluția există în cadrul fiecărui ou, fie el ou de găină sau ou de, să zic, de struț, care are alte zile, știi, de creștere, de embrionare, cum s-ar spune. Dacă e vorba despre Africa, dacă e vorba despre Etiopia, ar trebui să știm, în primul rând, din punct de vedere religios, că tot creștinismul a curs pe malurile Mării Roșii și a ajuns în Etiopia. Și acolo, la Axum, era un imperiu axumit și acolo există chivotul, acolo sunt războaie, acum e înconjurat de, să zic, musulmani sau islamici. Și în ianuarie, după ce am plecat eu, anul trecut, au omorât 1000 și ceva de oameni la Lalibela, unde sunt niște fenomenale cum biserici creștine, săpate în interiorul muntelui, acolo. După aceea pot să povestesc că alături, Etiopia e mare, să spun, cât 6 românii, dar există o zonă între Kenya și Etiopia unde se află o țară, care se cheamă regiunea triburilor și a zonelor din sudul Etiopiei, unde trăiesc chiar triburi înconjurate de lanțuri. Acolo sunt hameri, triburi ancestrale, triburi cum Bana, alte triburi care încă poartă inele pe gât, care poartă în buze talerul de argilă, care acum din lut este. Și de șocul nostru când ajungem acolo, ne îndeamnă totdeauna să reanalizăm evoluția noastră, de fapt, ca să mă întorc. Am crescut bine sau am crescut un pic mai prost? De fapt, în orice loc al lumii, civilizațiile găsesc alte puncte. Nu se privește o civilizație sau lumea pe o singură linie, ca și calea ferată cu cele două linii, să spunem, ortodoxismul și catolicismul, ci trebuie privit global. Ca să vezi și globul acesta are imense, minunate și fabuloase puncte de observație a realității. Nu le cunoaște foarte puține, de asta atâta dezbatere în lume. De asta eu, dacă mă întorc de acolo și acum vreau să mă întreb sau nu despre Damasc, Ajungem și la Damasc. Voiam să întreb, până intrăm în pauză, voiam să te întreb, ai utilizat telefonul? Ai dus lipsa telefonului în zona aceea a triburilor etiopiene care trăiesc la începutul agriculturii? De fapt, telefonul preia, telefonul mobil, preia comunicare de la preia pământul de la un anumit tip de comunicare, și cei din triburi au mobile
și cei de foarte dezvoltați au mobile. Și atunci avansul lor în, să zicem, tipul ăsta de modernizare a societății, de civilizație, crește foarte rapid. Toți au telefoane. Toți deci fac selfie-uri, chiar și ea dacă este, a cumpărat de undeva, a vândut niște banane, niște cacao, niște caju și ce-a mai vândut și și-a cumpărat familia un telefon ca să corespondeze cu ceilalți. Dorul de civilizație al omului pe pământ este extrem de mare. E o pasiune de civilizație, ca să spunem. Tot pământul are o mare pasiune. Dar apar acești infami dictatori, infami împărați ai lumii, sfinții lumii, că o să vorbim despre asta, cine sfinții de fapt, ei de fapt încearcă să tempereze. Adică eu am telefon mai bun decât al tău, eu direcția aceasta o am, în mine stă adevărul, eu sunt zeul vostru. Și atunci omul trebuie tratat ca atare o ființă minunată care locuiește pe pământ, dar cu greșelile lui în dezvoltare. Adică suntem un șvaițer, de fapt. Când te uiți la creierul unui om, de fapt sunt mai multe găuri decât locuri pline, pentru că alea de-abia în timp se văd și numai unii pot să le vadă. Am văzut pe pagina de Facebook o poză absolut senzațională cu un copil care era dezbrăcat total și dormea așa de liniștit și așa de fericit. Unde a fost făcută poza aceea? E mai grav decât poza aia minunată, mai grav. Acolo e o poză tragică, uluitor de tragică, pentru copii în general au așa o viață de pasăre, au o viață de primat. De când se nasc, nu trebuie să-i învețe mama să mănânce. Am ajuns într-un trib dasaneș pe un fluviu care n-avea teritorii pământului și totdeauna căuta fluviul, un fluviu de lângă, între Kenya și, și Etiopia, căuta un fluviu atunci când fluviul nu este umflat, când e secetă. Și numai în timpul secetei era pământul lui. În rest, când îi alungau ceilalți. Copiii mănâncă din mizeria locului, se hrănesc cu nisip. Se hrănesc cu resturi vegetale, cu gunoiul care cade și cum să zic, hrănește celelalte plante. Acolo, să zic, copiii participă la viață. Mama, însărcinată, naște acolo pe mină, sapă o groapă, caută nu știu ce și se naște cu el, îl naște în locul respectiv de muncă și așa el va trăi toată viața. El atât va afla și va avea simțurile fabulos dezvoltate. De asta vorbeam și cu colegii mei care m-am dus în excursiile acestea. Omul și-a pierdut foarte mult din capacitățile lui de a se penetra el în față și el în sine să se vadă. El aproape visceral vrea îndestulare, vrea o nevoie acoperită, nu mai solicită următoare. El are nevoi foarte rare, de fapt, ne cred că avem multe. Nu, dar dacă s-a umplut frigiderul, de-abia peste 6 zile gândești. Dacă secundă de secundă, sunt exempt de ageri. De asta și evoluția lumii până acum a fost atât de impresionantă. Chiar dacă a durat atât de mulți ani, pentru că ea a fost focul care de-abia acum s-a pus foala pe fiert. Și despre copii, numai de bine peste tot, îi luam în brațe peste Am tot. Am văzut că ei săreau în brațe ai la mine. La copii. Nu la copii. Am lipit la cei care merită să-i strângem brațe. Am lipit și ei au lipit mai ales față de mine. Ei fug către mine. Deci e ca un magnet. Toată populația, am altă poză care tot pe Facebook, am dat-o cu fetița de vreun an, vreun 7-6 luni, mama săpa și vântura pământ că poate va găsi un drop de aur ceva pe acolo, erau vreo 10.000 de în Mali, pe undeva într-o zonă și scormoneau în viață, totuși scormonim în viață, ei scormonesc, iar noi avem biblioteci pline și toate astea și de tam departe. Și știm tipul de bere, știm gustul la bere, adică suntem numai o mică parte din omul ce există de fapt în junglă și în alte parte care aude pasărea de la 10 km cum zboară, știe cum băliguța a cui este, râul de ce vine și cum vine, norii cum bat și ce bat. Noi am deviat un pic de la, trăgând în față cunoașterea celorlalți și nu a noastră. Noi, de fapt, ne lăudăm ce a făcut societatea. Nu eu față de mine. Noi ne lăudăm că trăim aici în România. Uite ce, uite ce, uite ce. Dar tot,
De fapt, te-ai îmbrăcat într-o pereche de blugi, eu știu, ai un discurs oarecare și ești important. De fapt, ești un cadavru, un leș, cum spuneam eu, fără motorul pasiunii în tine. Revenim, publicitate. Am revenit în Muzeul Constantin Draxin cu unul din, cred, primii 10 călători din lumea aceasta, cu domnul Gheorghe Iavorenciuc. Vorbim despre pasiunea domniei sale, aceea de a vizita cât mai multe țări. Are 150 de țări până acum. Cam al câtelea în lume sunteți ca număr de țări? Ca vizitator sunt mulți, dar eu care merge să cunoască, nu să viziteze. Întotdeauna eu întreb ceva și el îmi va răspunde cu totul și cu totul altceva. Deci nu are nicio legătură întrebarea mea. Aș putea să-l las singur să vorbească. Da. Dacă vrei, bineînțeles, te rog să-mi spui care-i părerea. Toată lumea este foarte interesată de Coreea de Nord, că noi suntem bombardați cu tot felul de informații de acolo. Care-i punctul de vedere al lui Gheorghe Iavorenciuc despre Coreea de Nord? Gheorghe Iavorenciuc făcând un revelion în Coreea de Nord. Da, eu am petrecut revelionul 2019-2020 în Coreea de Nord, chiar cu o agenție militară de turism, așa se numește, care s-au purtat fabulos cu mine, pentru că acolo direcția lui Kim Jong-un este ca țara lui să fie privită minunat față de ceilalți. Ceilalți să o privească minunat. Ei am fost primiți uluitor, mi s-a ca un nou născut. Acum, ca să intru în adâncimea lucrurilor, nu știu cine și-a dat seama ce însemna comunismul pentru noi. Nu știu cine chiar care a trăit în comunism și mai ales erorile ulterioare. Sunt tineri, ce tineri, că sunt 30 de ani de atunci, chiar cei care au 40 de ani, care spun era mai bine în comunism. Da, dar altfel am vrut să spun eu, că cei care trăiau în comunism, de fapt, trăiau într-o apă foarte adâncă și voiau să se salveze din ea, că îi lua valul. Și atunci, salvându-se, se țineau de picioarele comunismului foarte bine și steau cu apă pe suprafață. Cine nu voia să se salveze din comunism și voia să fie unic, știi, să chiar să se nece cu netrebnicia asta față de mine, că eu am fost urmărit de securitate, am îndăsat așa gros, dar știți dumneavoastră despre chestia asta, atunci eu cunoșteam ce-i cu comunismul. Eu, de fapt, le era bine, le era foarte bine. Și dacă întoarcem ceasul în urmă, de fapt, acum când privim, Doamne, când privim pozele, ce sălbatice eram, ce aproape nemernici eram noi față de noi, noi față de societate, noi față de bunuri, noi față de principii, noi față de o regulă a omului pe pământ, chiar ni se pare că am fost monstruoși. Dar în Coreea de Nord, monstruozitatea aceasta apare că omul e ținut într-o anume cutie, oamenii, masa mare, că nomenclatura, Doamne, trăiește între blocuri ca în Dubai. Li s-a dat Kim Jong-un, tot timpul își stimulează, sau altor zice că își corupe nomenclatura. Într-un an și-au dus 200 și ceva de Mercedes și le-a dat la nomenclaturiști. Nomenclaturiștii au familii. Familia ar trebui să lucreze ceva. Atunci a făcut 100 și ceva de mii, a dat dezlegare la pește, adică a făcut micro-întreprinderi. Și fiecare are voie să vândă ouă, gogoși, să facă în colț de stradă, deci un anume tip de dezvoltare pentru ceilalți. Dar sunt și reguli extrem de stricte, mai ales eu am văzut Coreea de Nord ca o colonie. Ca o colonie a unor percepte a idolului lor și a familiei Kim, care au creat, de fapt, ce este acolo și hrănite numai cu ce trebuia să-i hrănească. Și colonie de ce? Sunt anume colonii, sate întregi înconjurate de ziduri, pentru că acolo sunt pușcării, dar nu, să zic, 20% din Coreea de Nord înseamnă pușcărie pe față, pentru că dacă eu greșesc cu ceva în fața ideologiei comuniste de tipul acesta, toată familia mea pleacă cu mine. Deci acolo toți pentru unul și unul pentru toți. Te rog să povestești telespectatorilor noștri povestea costumului. Cum e cu costumul? Cu hainele? Aia, ca să ajung până la costum, sunt atâtea norme, normative, cred că nu sunt foarte multe, cred că, să zicem, ca notele pe portativ, 5 linii și 4 spații, în zonele acestea poate să se balieze cetățeanul respectiv
Și deci n-am avut voie când am ajuns acolo să-mi iau blugi. Mi s-a spus de la început, blugi n-ai ce căuta, că tu ești dușmanul poporului. Tot ce se întâmplă ești altul, ești tratat ca dușman al poporului și atunci ești dus acolo la corecție. Dar ești dus la corecție pe veci. Deci pe veci înseamnă că locuiești liber, ca într-un coteț de purcei sau ceva, și când cineva îți dă mâncare pe o anume cartelă, îți dă, iar în rest, ca să ieși din cotețul respectiv, din sat, nu poți să ieși decât dacă ai costum frumos, că dacă ieși de acolo trebuie să ai costum, cineva te scrie la. Deci am văzut oameni mâncând rădăcini, că era spre primăvară, nimeni nu are cu mijloace de transport între sate, numai cu biciclete, bicicletele erau cu remorcă, toate bicicletele pe portbagaj, pe nu știu ce, ce cărau, buruieni mai ales cărau. N-am văzut niciun câine, niciun animal, pentru că tot se mănâncă, face parte din câinile, este în Coreea și mai ales în Coreea din Nord, am plătit bine, gras, cam $5, cam salariul pe două luni a unui corean, ca să gust ciorbă de câine și am mâncat eu din ea, dar na, nu asta e chestia. Deci mănâncă tot ce există. Iar să spun orașele. Orașele sunt așezate, deci au oferit spațiu locativ pentru foarte multe populație. Sigur că nu este încălzit, dar ei sunt mulțumiți că sunt luați în seamă și sunt aduși acolo. E un tip de politică, înțelegeți. Și mai departe, dacă cineva, și mă întrebau colegii, și dacă ar veni o revoluție la ei? Poporul acela n-ar putea să facă o revoluție niciodată. Pentru că ar trebui să treacă 60, 80, 200 de ani până să-și iasă din negru aceasta, din conserva lor inumanității, știți așa. Libertate e lucru foarte scump. Libertate, noi zicem că e libertate. Noi stăm, libertate e ca și cum ai sta pe globul pământesc, așa, pe pământul ăsta și te dai liber. Fără să cunoști înăuntru lui. Fără să cunoști. Noi suntem toți liberi, adică tembeli, zevzeci, nepricepuți, dar urlăm că uite ce câtă cunoaștere avem noi. Deci acolo de aceea fug eu, ca să nu fiu zevzecul lumii, să nu urm prin toată lumea și să vizitez lumea. A vizita trece așa ca o bilă când o arunci ea, și ea se mai murdărește până în capul celălalt. Nu vizita, nu turismul. Turismul este golănesc. Și vizitele de astea ale noastre la o bere, noi mergem de fapt la mare, nu să vedem populație, evoluție, ceva, noi mergem să vedem... Să facem poze. Să facem poze, că am fost la mare. Ca să le punem pe Facebook. Și să vedem dacă micii sunt mai mari și dacă e mustar. Și dacă berea sau dacă se mănâncă cu troaca la bulgari. Deci acolo vă dați seama că noi în societatea azi de 30 de ani liberă și democrată n-am înțeles de fapt unde suntem. Și ne întrebăm, oare ce e în Coreea de Nord? Și încă așa stăm, domnule Bărânciu, spuneți-ne ce e în Coreea de Nord. Ei, acolo e legătura. Coreea de Nord este mai neagră și mai negră în fiecare individ dintre noi care locuiește în democrație decât Coreea de Nord a celorlalți. Pentru că eu mă refeream tot la o întrebare a unui coleg, când a fost în Burkina Faso, zice, dar cum se poartă lumea înapoiată? Zic, pentru locul lor. Și pentru timpul care se există, ei au o speranță a viitorului. Ei au o speranță de educație, au o speranță de progres, de la nimicul lor. Iar noi deja am ajuns acolo undeva unde terfelim cu totul. Murdărim, avem altele, nu mai ținem cont de principii. Suntem noi grozavi, așa? Până ce vine vor începe să spuneți că suntem tembeli. Ați fost acum în Siria. Acum când... Cât e de când? Două zile. A, și cât a stat? 10 zile. 10 zile. Acolo a stat la cetățeni sirieni. În... Corect. Cum a fost acolo? Eu iar mă gândesc că eu n-am stat. M-ați întrebat cât am stat. Dar e poate ca să înțeleagă telespectatorul cu statul. Da, cu statul e un limbaj e. Care... Corect. E un cod care, prin care întreb... Da, corect. Siria a apărut la mine... Acum, ca o mare dorință de a mă trezi, că eram îngrozit de ce se întâmplă în Ucraina și când ești îngrozit și fugi de foc, ești bolnav mental, de fapt. Toată lumea, cred că cea care a fugit spre Europa, eu nu știu, eu sunt un om atât de impresionat de tot ce se întâmplă, poate că și în triburi și se uite, oare ce-i cu omul ăsta? Și trebuia să-mi revin, să văd până unde poate duce
Ucraina, în felul acesta, doar știți că am fost însoțitor la... și am ajuns până aproape de Kiev, am ajuns la Jitomir, unde zeci de case, cât 10 într-o parte și într-o parte 4 case au fost pulberate, bombardate, o școală a fost bombardată. Da, da, asta e situația de în prima săptămână de război, nu... Că după aia ați cam a treia săptămână, da, da. Cam a treia săptămână de război am fost eu, pentru că aici s-a întâmplat să pot ajunge, n-am putut să ajung mai departe, pentru că Ucraina este câmp de luptă și atunci sunt anume reguli militare, reguli de război, că nu pătrund de oricine, ca să își dea cu părerea Gheorghe, da, deja ca să vândă secretele. În linia frontului, intrai în linia întâi. Da, eram în linia frontului și tocmai... M-am întors bulversat, am zis, și am mai stat la tradus pe la intrare la Vama Rădăuți Prut, la Sireta am fost și am zis că nu mă mai întorc, atât de șocat am fost de ce se întâmplă, ce jale a milenului 3, a unuia care n-avea voie să nască în trib, un bastard de ăsta al pământului, el să creeze așa un stres mondial, știi, în care lumea se întoarce iar, se reformulează în momentul acesta și începe să rescrie o nouă principii de viață pentru viitor. Și atunci, ca să continui, și-a plecat în Siria. Pentru că în Siria, despre Siria știam puține, ce se publică, păreri al celor de pe stradă și toate celelalte. Siria, să vă spun, 11 ani a fost un câmp de luptă, dar Siria față de Ucraina, în Siria a fost un război civil. În Ucraina este o agresiune a unui stat asupra altui stat, în care unul așa aruncă o bombă și distruge fără nu știu de ce, pentru că cineva e nazist, nu știu, în chestia asta să spunem. E o părere. Nu, e o părere, e o tembelă, că părerea are ceva adevăr în ea, asta e, zic, debil mental. Mai departe, acolo în Siria... Vorbeați de războiul civil. Țara în care am ajuns, acum, e cam 30%-40% din teritoriul a guvernului și ei zic că 60% din populație. Dar din 25 de milioane, 28 de milioane, zice că au avut în 1990 și nu știu cât, acum mai au vreo 12. Și populația, de fapt, în Siria, aici, că eu povestesc așa pas cu pas cum am ajuns, este o populație captivă. Captivă unei religii. De ce? Pentru că zeul este Bashar al-Assad. Peste tot, vezi numai icoanele... Trimisul lui Dumnezeu pe pământ. Trimisul lui Dumnezeu pe pământ este președintele republicilor. Și tot poporul la bar, la restaurant, în postul de televiziune, la radio, pe câmp, pe un coteț, pe baia comunală, numai pozele lor. Și atunci încerc să înțelege ce a dus la acest război civil. Nu poți să afli, presa e așa cum este ea. Dar ce am încercat eu să aflu, am fost prima dată înainte de război, zic, hai că mă interesează civilizația. Și am plecat spre Palmira. Din Damasc am plecat spre Palmira. Palmira, să zic că este la vreo 230 km de Damasc. Este un imperiu palmirian înspre Mesopotamia. Și acolo, cu 180 de km, cu 140 de km ajuns de Palmira, am fost preluat de armată și am trecut prin câmp de luptă cam de 150 de km. Și adâncimea câmpului, da. De luptă sau câmpului de apărare, peste tot sunt tranșee, sunt cam, niște... Cam de aici până la Bacău. Da, cam de aici până la Bacău, în deșert. Da. Se zice că stepa siriană care anticipează deșertul. Acolo ei așteaptă și că în partea cealaltă sunt alți beligeranți, alții care au vrut să ocupe țara. Ca idee, deci peste tot este stare de război, resurse enorme se pierd pentru a menține această stare și țara este împărțită între o parte dinspre Turcia, de o forță de salvare națională, cumva, care este sponsorizată de anumite țări,
După aceea este Isilul, deci statul islamic al Irakului și al Levantului, unul care a avut și ea parte grozavă război, s-a războit și după aceea partea asta dinspre Israel și-a făcut și ei o țară de o anumită factură. Nu vă puteți închipui. 200 de kilometri, ca de aici până la Bacău și în jurul meu, totul este distrus. Deci toate satele, orice casă cât de mică, colibă cum era, s-a dat cu bombă, cu aruncător de, sau cu ce, AKM-urile sau nu știu ce chestii de astea, deci totul este distrus. Nu este o vietate, nu este un om. În jur de 35% din țară, din orașe, sunt distruse, dar completamente. Mai există un oraș, Alepo, care, și când am ajuns la Alep, Alepo este înspre, aproape de graniță cu Turcia. După Alep nu se mai poate trece, pentru că acolo sunt alte zone ocupate și n-are rost să mai ducem. Iar mai jos de Alep este aproape de Marea, la Marea Mediterană, totul e ocupat de ruși, cu consemn, pentru că Bashar al-Assad a fost pus, de fapt, ca o mămâie acolo de către ruși, ca să aibă un anume tip de conducere. Rușii au exersat, de fapt, acest război, chiar dacă a fost un război civil între beligeranți, pentru că dacă vreți să vă spun de ce înseamnă război civil acolo, am aflat foarte multe chestii. Noi dacă știm că sunt... Era un război religios, de fapt, și un război de teritoriu. Să zicem că dacă noi în creștinii știm despre ortodoxie și despre catolicism și după aceea în jur au renăscut foarte multe secte de astea religioase, în islam, în zona islamului, sunt șiiții, suniții de bază și apoi în jur au apărut foarte multe, tot de tipul acesta, să vă spun, secte religioase. Da. Iar unele secte religioase, de ce chestia asta? Pentru că în Arabia, știm că sunt zone foarte deșertice, sultanii sau craii, cnejii, cnezații, voievodate, emirii respectiv, s-au erijat într-un fel de sfinți ai locului și ei propovădeau un anume tip de religie. Și atunci dacă venea unul din Irak cu unul din Siria, chiar dacă erau islamici, nu mai bătea. Ce știa unul și ce știa celălalt despre islam, despre Coran. Și atunci începeau ei să se... De fapt erau interpretări diferite. Da, și se certau, au început fiecare în felul lui. Ei, ca să vă spun un fapt, cel mai deosebit fapt, și l-am întâlnit aici în Damasc, suniții din Damasc, există a treia cea mai mare moschee din lume, în Damasc, ei se roagă, de fapt, la capul Sfântului Ioan Botezătorul. Și știu. Păi deci toți vin și se roagă. Islamul recunoaște mai mulți profeți din creștinism. Iisus este unul dintre profeți. Islamul, în general, dar anumite zone de astea, zone teritoriale care se desprind de ele în ideologie, și ei se închină îmbrăcați în niște costume de astea. Fetele erau costume mov care mergeau acolo la Sfântul Ioan Botezător, se închinau, zice că locul acela când va coborâ Iisus Hristos pe pământ, în locul ăla va veni din nou. Îl venerează pe Iisus Hristos. Deci îl venerează pe toți care au fost până la fratele Văru Mahomed. Deci e o chestiune fabuloasă. Și ei, în formarea aceasta a sectelor religioase, să spun mai departe, anumite secte au niște principii ezoterice. La noi știm că sunt anumite fracțiuni care, nu știu, nu le dau numele acum, și atunci au îmbinat principiile ezoterice cu principii religioase, s-a format așa un clan, o castă a unor, să spunem, care potențați ai vremii și acest clan este alaviții, se numesc alaviții. Și acești alaviți, care conțin cam 7% din întreaga populație a Siriei întregi și a locului respectiv, care Siria, este din extrem de multe civilizații făcute. Este așa ca un creuzet în care ai băgat și că acolo era suprapus. Iudeia, care erau Grecia antică, erau atâtea Roma, altele, Bizanțul și tot celelalte, erau suprapuși și ei. După formarea Republicii, în 1946, francezii au format un nou stat. Nu, și trec mai departe.
Iar aceștia din 63 cu afează la sat au făcut partidul Baht și au condus această țară, numai cei 7%. Ceilalți au vrut un fel de emancipare, ca și pe noi în România, ar conduce cele două ruveze care știm că se erijează în anume de alt tip. Da. Și atunci toți ceilalți de anume așa au vrut să facă un fel de revoluție în primăvara arabă, okay. Dumneavoastră. Ce te-a impresionat cel mai mult în Siria? Pe mine m-a impresionat civilizația enormă care a existat, pentru că sunt 34 de civilizații în zona Palmira, Aleppo. N-am știut că Aleppo a fost al treilea cel mai mare oraș din Imperiul, până la Imperiul Otoman. Era da. Istanbulul, era Aleppo și era Cairo, știi? Și Constantinopolul. Constantinopolul era, da. Dar să spunem, acolo e o zonă unde cultura a fermentat, de fapt, pentru că era o zonă interculturală extrem de activă. Era între China, India, Arabia, Babilonul, era Egiptul, erau imperii, toți știm că Egiptul a fost extrem de bine dezvoltat din Europa. Și acolo grad de cultură este fabulos, care trebuie periat și dacă nu îl perii, poți să găsești să te mulțumești cu cât ai aflat în plus. Față de chestiile astea. Care a fost cea mai lungă excursie sau vizită sau cercetare sau cum vrei să-i spui, cel mai lung, perioada de timp cea mai lungă pe care ai petrecut-o departe de casă într-un singur sejur din acest Da, eu vreau să remarc că discuțiile mele, orice contact cu mine schimbă omul. V-ați reformulat la întrebările că n-am stat, n-am fost, n-am vizitat, acum da. Chiar am cunoscut, chiar am mers să vizitez și aceasta a fost acum în octombrie și noiembrie, 45 de zile. Am făcut un tur de forță la vârsta mea în America de Sud și am luat-o din zonele cele mai periculoase, Columbia, de fapt. Și am... N-ai adus nimic, eu n-am simțit că ai fost în Columbia. Da, pentru că dumneavoastră sunteți în afară realității permanent, da, și trebuia să luați contact cu mine. Deci din Columbia până în Ushuaia, am fost în Galapagos, Ushuaia, dar fiecare om vizitează ce îl pasionează pe el. De asta în emisiune, ce pasiune ai tu? Deci fiecare om să meargă numai și numai acolo unde îl pasionează. Dacă îl pasionează mall-ul etajul 3, la mall să se ducă. Dacă nu îl pasionează, n-are ce căuta, să nici cheltuiască măcar la banii să familiei, să nu cheltuiască banii familiei, banii copiilor pe care putea investi în educație, în viitorul lor, să nu se ducă la mare să-și facă o poză, eu știu unde, la Cartagena de Indas, lângă Panama. Să nu meargă. Pentru că contactul cu noul e cel mai șocant pentru mine, cel mai obositor pentru mine este, dar extrem de reconfortant când vin. Eu, după ce vin acasă, eu acolo când sunt, aproape că nu mă cerez nimic. Aproape că nu, numai eu merg cu gura căscată așa cumva, vai cum e, arătați-mi. Și eu nu fac excursii cu agențiile de turism să fiu luat așa cu o gogoașă și mutat din cazanul care fierbe cu ulei și pus aici pe masă între niște șervețele, pun și acolo pe un traseu prestabilit și să-ți se ofere da, ceva eu gata fac digerat. Numai un traseu general, merg cu autobuze cu ei, merg în Mato Grosso, am ajuns 140 km în bus coleg în spate, într-o ladă de mașină cu un coleg care să văd ce înseamnă, nu înțelegem ce e Pantanalul de Nord, Pantanalul de Sud. Da. Cam un teritoriu de trei ori cât România, care este inundat tot timpul și în anume timp când se retrage apa, care e stratul freatic la 6-7 metri, atunci renvie țara. Nu știm ce înseamnă aia Brazilia în care se sapă permanent și acum și toți scobesc aurul că există atâtea și acolo un județ este cât o țară. Iar acolo bogații locului cam pământul lor este cât un județ al nostru, dacă e un bogat. El are vite și fluieră pe... După aceea, în Amazon, când cobori între triburi, să zic, și chiar între localnici, aia știu fiecare copac, spre exemplu, vezi natura altfel. Am văzut, să zic, niște arbore împletiți, arbore Chanel am văzut, să zic, arbore de mentă, arbore care... să zic, de foc. Există arbori de foc, arbori de pâine, arbori de cauciuc, arbori de mulți, de plută și orice altceva. Asta e fabulosul meu traseu.
N-am reușit să pun, să adresez toate întrebările, n-am timp să-l las pe Gheorghe Avorenciuc să vorbească până obosește. Timpul nostru s-a terminat, până data viitoare vă spun la revedere!